Bună ziua, bine ați venit! Numele meu este Andreea Răsuceanu, sunt coordonatorul colecției de scriitori români contemporani de la Humanitas, care astăzi, nu chiar astăzi, dar acum la Gaudeamusul acesta, împlinește 2 frumoși ani de existență și mă bucur foarte mult că o aniversăm, iată, cu aceste 2 apariții, cu cartea lui Bogdan Răileanu, Teoria apropierii, și cu cartea Corinei Sabău, Și se auzeau greierii. Ambii autori îmi sunt foarte dragi și la fel și cărțile lor. Trebuie să spun asta, că mi-e foarte greu să vorbesc ca un editor și cu atât mai puțin ca un critic literar, de-aia am și invitat un critic alături de noi, pe Cezar Gheorghe, pentru că mă simt foarte legată de nașterea ambelor cărți și de, ca și de autorilor. Am să spun întâi câteva cuvinte eu, în primul rând despre Bogdan, în ordinea cronologică a apariției cărților, și apoi despre Corina și pe urmă îl voi lăsa pe Cezar și, bineînțeles, momentul pe care îl așteptați de fapt cu toții, ceea ce vor spune autorii, mai ales despre căștile astea galbene, care au început deja să atragă publicul aici la standul Humanitas și să și circule prin târgul Gaudeamus. Teoria apropierii este cea de-a 3-a carte a lui Bogdan Răileanu, care a debutat cu un volum de povestiri, cam acum 2 ani, cred că Bogdan, nu? Sau un pic mai mult, așa, în 2017, și care mai are un roman pe care sunt convinsă că îl știți deja, Dinții ascuțiți ai binelui, a apărut anul trecut, nu? Tot în colecția de scriitor român contemporan de la Humanitas. Acum, Teoria apropierii e un roman care, sincer, pe mine m-a luat prin surprindere. Mi s-a părut un foarte bun salt valoric făcut de Bogdan cu cartea asta, care e o carte cu o construcție foarte elaborată, foarte bine pusă la punct. Mărturisesc că la început m-am speriat pentru că am văzut tot felul de puncte de fugă și de direcții și de planuri și de linii și de zone și pe la jumătate mi-am spus nu se poate să fi reușit să controleze tot în cartea asta, e foarte greu așa ceva pentru un autor care n-a mai făcut asta până acum mai ales, dar am ajuns la final cu bucuria extraordinară de a-mi da seama că e un roman foarte bine controlat și care semnalează, după mine, o evoluție extraordinară în spusul lui Bogdan Răileanu. I-am și spus asta de când am încheiat cartea, la care am avut o minimă contribuție, cred că am lucrat foarte puțin pe, nu știu, câteva aspecte stilistice. E o carte care are un foarte bun, care păstrează un foarte bun balans între epic, între intrigă, între ceea ce se întâmplă, acțiunea propriu-zisă, și niște fragmente pentru care sunt convinsă că le știți deja pe Bogdan Răileanu, mai degrabă poematice, filozofice și care deja fixează, după mine, amprenta lui literară. Cum foarte bine spune Bogdan Crețu pe coperta a 4-a a cărții, e o carte scrisă într-un ritm foarte alert și scrisă ca un thriller. Cu multe obsesii contemporane veți găsi aici tot felul de lucruri pe care le știți deja din scrisul lui Bogdan, nu știu, sentimentul religios, o tematică... Da, exact. O poveste de dragoste, totodată o carte despre prietenie, despre recuperare și cartea unui drum inițiatic pe care cele două personaje, cei doi prieteni în copilărie, îl fac de fapt înapoi înspre propria lor biografie și poveste împreună. O carte, cum ziceam, cu multe planuri și care se poate citi la pe multe niveluri, pe multe paliere de interpretare. Din punctul meu de vedere, un pas mare înainte pentru Bogdan este cartea asta și mă bucur foarte mult pentru că, de fapt, cel mai greu lucru pentru orice prozator este să se autodepășească, să fie mereu într-un fel de evoluție, capabil să-și schimbe tematica, să-și păstreze amprenta personală, dar să își surprindă în același timp cititorul. Același lucru reușește și Corina Sabău, să schimbe complet tematica și chiar și tipul de scritură din punctul meu de vedere. În primul rând mă bucur foarte mult să am un autor ca ea în colecție. M-am bucurat enorm că s-a alăturat autorilor din colecție. Ea este unul dintre acele foarte rare specimene de scriitori
care sunt foarte severi cu propriul lor scris și foarte extrem de atenți și de elaborați. Vorbim despre o carte care are puțin peste 100 de pagini, este de fapt o formulă esențializată, nu știu, sintetizatoare, i-aș spune, extrem de curățată de orice fel de balast stilistic și narativ de orice fel. Asta e o performanță extraordinară. De obicei, scriitorii se agață de orice frază de-a lor, vorbesc și în nume propriu, știu cât de greu mi-e atunci când vine un redactor, mai ales în ceea ce privește literatura pe care o scriu și îmi spune să tăiem fraza asta, mi se rupe inima. Efectiv, am senzația că s-a pierdut fraza cea mai bună din roman. Și de obicei, reflexul scriitorilor e ăsta, să accepte cât mai puțină cenzură, mă rog, la cartea lor. În cazul meu n-a fost și al ei n-a fost vorba de cenzură, ci de autocenzură. Corina s-a apucat și a tăiat, a rescris, a refăcut acest roman până când a ajuns în forma asta. Este, cred, una din cele mai puternice cărți pe care le-am citit în ultima vreme și pentru că tema e una extrem de dureroasă și de sensibilă, e vorba de avorturile clandestine dinainte de 1989, dar ce mi-a plăcut teribil în cartea Corinei Sabău este că ea nu șantajează emoțional cititorul. Nu e niciun pic de sentimentalism aici, nu îi cerșește empatia, nu ai senzația că apasă prea tare pe pedala asta, că exagerează, că caută de fapt să impresioneze. Dimpotrivă, este un discurs curat, perfect, aș spune, din punct de vedere stilistic, o voce foarte puternică de femeie, e vorba despre viața asta a femei, a muncitoarelor dintr-o fabrică din ultimul deceniu de comunism românesc, impecabil, efectiv impecabil scris, mai ales în partea a doua, unde mărturisesc, pe care am simțit-o efectiv ca o lovitură în inimă și cred că nu numai eu, am deja mai multe reacții, în primul rând de la cei care au lucrat pe manuscris până a devenit o carte și toată lumea mi-a spus că au terminat cartea efectiv cu ochii în lacrimi. E foarte, o carte foarte dură, foarte violentă, dar foarte umană. Iar la sfârșit atâta de conspir, pentru că nu vreau să spun mai multe despre cum se termină cartea, apare și vocea fetiței, a Soniei, a femeii care ține de fapt întregul discurs, întregul monolog și acolo este chiar un capitol pe care îl citești efectiv cu o emoție extraordinară. Dar asta reușește Corina să facă, cum spuneam, cu minimum de mijloace, curățând textul până la forma lui ideală, până la forma lui cea mai pură. E o carte la care nu m-am așteptat, exact cum spuneam și la Bogdan Răileanu, altfel decât a scris Corina Sabău până acum și, ca să spun și fraza aia pe care o urăsc toți scriitorii atunci când li se lansează o nouă carte, abia aștept să văd ce o să facă mai departe și ce planuri noi are, pentru că realmente cartea asta va crea un moment, cred că și în cariera ei de scriitor, dar și în general în peisajul prozei române contemporane. Am zis multe, cred că poate chiar prea multe, așa că o să-l las pe Cezar să ne spunem câteva cuvinte.